data asta am ales doar cele mai bune lucrări. Pentru luna iunie va fi o expoziție pentru toți din Arhiv. Am să dau numele și dumneavoastră să vă toți prezentați. Sunt de Nechita, Horia Mocanu, Delia Grișat, Pavel Palencea, Florina Văcilă, Miruna Roman, Horatiu Mureșan, Damaris Marțian, Mircea Muntean, Cristi Giurca și eu. Și artist plastic. O să-i dau cuvântul să își facă serviciu de absolut. Acum, dacă mă simt atât de lăudat de tine, va trebui să întorc cu diplomație, dar spre voi toți aceste cuvinte. Mulțumesc. Grigore Muntean nu încetează să ne surprindă. De fiecare dată, când decide asupra unei expoziții, este asemenea unei balanțe foarte rafinate, o balanță farmaceutică, în care, dacă vă uitați, încearcă să combine în ceea ce așează pe Simeze lucrările unor tineri, aproape cruzi uneori, crud în sensul incipient, în sensul începutului de drum, pe de o parte și pe de altă parte, oameni care deja sunt consacrați, să spunem, care deja au ajuns la o anume maturitate. Dacă ne uităm la expozanții de astăzi, veți observa că sunt asemeni celorlalte expoziții, un punct de start și aș putea spune, nu neapărat în ordinea în care o vedeți, să zic că a evoluției, dar puteți observa că sunt diverse grade evoluții. Sigur că în momentul în care Grigore decide, în care maestrul decide ce să pună pe simeze, este o luptă întâi și întâi cu sine însuși, pentru că eu știu cât este de greu să spună tu da, tu nu, sau tu nu acum, ci mai așteaptă puțin. Spun asta pentru că e foarte greu să te pui în pielea artistului care speră de fiecare dată pentru desăvârșirea sa, speră să fie pe simeze pentru o nouă expoziție. Și vă garantez că ceea ce vedeți astăzi pe simeze, nicio lucrare nu este pusă în perspectiva unei încurajări, ci este a unui pas bine definit și a unei desăvârșiri a momentului respectiv. E foarte greu să faci această distinție pentru că întotdeauna artistul are sentimentul atunci când este pe simeze, are sentimentul că este împlinit. Dar să revin la lucrări. Să trec de partea de fișă de personal. Dincolo de stiluri diferite, dincolo de abordări diferite, cred că este foarte important să vedem o evoluție deosebită întâi și întâi în faptul că cea mai mare parte a lucrărilor nu mai sunt lucrate după niște modele. Ci încep să devină creații proprii, să devină viziuni personale, tratate cu originalitate. Și ăsta este un fantastic câștig. Asta este, dacă vreți, diferența între meseriaș și artist. Un meseriaș bun, un meșteșugar, are capacitatea de a reproduce din aceeași piesă, din aceeași imagine, foarte multe imagini identice. Sau obiecte identice. Pe când un artist are calitatea deosebită de a crea lucruri noi, de a oferi cu originalitate. Ceea ce vedeți astăzi în expoziție, sunt multe lucruri create cu originalitate. Care înseamnă, de fapt, iată, partea lor de
efect artistic. Prin aceasta ei se individualizează ca artiști, nu prin faptul că au capacitatea de a relua o imagine pe care au văzut-o nu știu care muzeu, nu știu care album de artă și ne oferă nouă. Este o diferență foarte importantă. Într-o altă perspectivă, mărturisesc că am văzut lucrări surprinzătoare. Cu trimitere suprarealiste, sigur, un stil apropiat mie, dar sunt lucrări unele tulburătoare. Observați două linii majore. Un experiment cromatic pentru unii din artiști și un experiment ideatic. Sigur că cele două lucruri este ideal să fie îmbinate. Atâta vreme cât accesăm numai partea de imaginație și lăsăm cromatica într-un plan secundar, există acolo un, eu știu, o breșă a plasticului. În momentul în care se abordează excesiv cromatica, riscăm să ajungem într-o sferă a abstractului lipsit de fond. Eu cred că ceea ce vedem astăzi este un melanj destul de bine mixat, care dă, așa cum spuneam, o substanță artistică destul de relevantă a ceea ce împlinește Grigore de Anul. Nu o să observați niciodată două expoziții asemănătoare la Grigore Muntea. Cele organizate de această perspectivă a Anului. Pentru că, de fiecare dată, puzzle-ul pe care îl oferă este o nouă provocare. Nu o să te plictisești niciodată parcurgând această galerie, pentru că nu este nimic monoton. Nu este nimic inert. Ci totul este plin de vitalitate și de energie. Ar fi destul de interesant să vedeți atmosfera din atelierul lui Grigore Muntea. Niciodată nu mi-a spus, sunt ocupat. Acest om niciodată nu se plictisește. Acești tineri niciodată nu se plictisesc. Este un soi de căldură, o Philadelphia. Sunt niște forme în care le putem gândi în ambianța magică a unei lumi aproape inițiatice, în care intrând în atelier ești într-un spațiu cu totul special, în care este o simțire aparte. O simțire cu totul și cu totul magică. Nu se poate descrie, se poate simți. Pentru că în momentul în care te afli în atelier, îți vine chef să lucrezi. Și de acest lucru se ocupă Grigore. Ca maestru, având ucenicii alături. Niște ucenici care, la rândul lor, atunci când își desăvârșesc lucrarea, sunt, de fapt, și ei la rândul lor, fiecare dintre ei maestri. Iată că am trecut în patetic și n-aș vrea să abuzez de partea de sentiment. Ar trebui să mă opresc. Pentru că altfel risc să mă emoționez și eu la rândul. Dar trebuie să spun că fiecare din cei pe care îi vedești, care nu sunt, dar au lucrări pe sineze, cheltuiesc timp, cheltuiesc bani pentru materiale, cheltuiesc întâi și întâi energia spiritului. Atâta vreme cât toate aceste cheltuieli sunt convertite în câte o lucrare pe care o vedem, iată, pentru a ne bucura pe fiecare dintre noi, eu cred că acest drum este dus cu bine la cap. Nu pot decât să vă urez o cale lungă și să împliniți alături de misiunea voastră, alături de maestru, să împliniți fiecare dintre voi ceea ce Dumnezeu cu mult har v-a pus în mână. Felicitări! Și prima... Ca de obicei, pregătesc, să zic, o surpriză. Vreau întotdeauna să le iau prin surprindere pe Grigore Muntea. Încercând să conving sau, mă rog, da, să conving pe câte unul din cursanți, iată, de data asta am reușit două oameni să le conving,
pentru a îi adresa câteva cuvinte. Vă rog. De fiecare dată este greu să ne convingă domnul Matei, pentru că este mult mai ușor să ne exprimăm poate altfel, prin intermediul culorilor și a formelor, decât prin intermediul cuvintelor. Și eu venam să zic foarte multe, decât că cred că atelierul domnului profesor este un spațiu care pentru cei mai mulți dintre noi a devenit atât de familiar încât este greu să vorbim despre el, este mai ușor să le simțim. Și cred că acolo fiecare dintre noi putem fi poate mai mult decât oriunde altundeva, poate doar în propriile noastre familii, putem fi noi, așa cum suntem, adevărați, reali, cu trăirile noastre, cu gândurile noastre, uneori triști, alteori foarte veseli, nebuni, și din tot amalgamul acesta de emoții apare ceea ce vedeți pe pereții. Vreau să îi mulțumesc domnului profesor în numele meu și al colegilor pentru că împarte cu noi acest spațiu special pentru dânsul și care a devenit special și pentru noi. Mulțumim domnului Florina Lucilă. O să rugăm pe doamna Tânde Nichita să ne spună câteva cuvinte. Ce aș mai putea adăuga eu la ce a spus prietena mea, Florina? Doar atât că îi mulțumesc și eu mulțumesc în numele colegilor pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul anilor pentru noi, domn profesor. Mai există o componentă despre care nu am discutat. Am lăsat-o în mod voit, să zic, în partea a doua a discursului. E vorba de lucrările lui Grigore Muntean. Unele lucrări sunt mai vechi, de exemplu acestor lucrări de ceramică, și există în cea de-a treia sală o serie de lucrări poate de curând lucrate. Frământările lui Grigore Muntean, iar își spunea maestrului, sunt neștiute. Da, sigur, asemenea fiecare dintre noi. Însă, frământările lui lasă să se vadă un alt tip de împlinire. Această împlinire cromatică. Și mă gândeam dacă aș reuși să îi rescriu un traseu după ceea ce Grigore a pus în ultimii ani în lucrările sale. Dacă pot să rescrie acest traseu labirintica lui, e o mare victorie. Însă conexăm toate lucrurile astea cu ceea ce ne mai strecoară câteodată și în cuvânt. Maestre, felicitări! Să pot încheia înainte de a spune că acest spațiu, Galeria Casa Șură, este oferită tuturor celor care doresc să expună în mod gratuit pentru o săptămână, de către câțiva parteneri care încearcă să împlinească visele iubitorilor de artă din Mediaș. E vorba de Clubul Rotary, Clubul Lions, Asociația Ștefanul Bigrot, Ipon Med, Direcția de Cultură a Primăriei Mediaș. Aș vrea să spun că un vernisaj, și asta o spun în general pentru cei care expun astăzi și pentru cei care îi expun în continuare, că un vernisaj nu este doar expoziția propriei persoane. M-aș bucura ca fiecare din cei care expun să fie prezent și la celelalte expoziții, pentru că până la urmă este o breastră. Și dacă nu reușim să punem umărul cu toții la ceea ce construiesc și ceilalți, este foarte complicat. Deși în ultimele zile s-au creat niște mare activități,
beneficiază de lumea artistică, până la urmă, acestea sunt benefice. Pentru că uneori oamenii, dacă spun același lucru, se plictisesc. Și par lași la xerox. Poate de aceea este bine câteodată câte un pic de condiment care să schimbe câte puțin din atmosfera comunității. Dar de aceea îi invit chiar pe toți cei care își doresc să construiască, să fie alături de actul cultural, indiferent unde se împlinește asta. Și voi încheia cu clasica formulă. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici, chiar pentru simpla prezență și prin simpla prezență, dumneavoastră vă aduceți aportul la ceea ce înseamnă actul cultural. Vă mulțumesc.